slavă lui Dumnezeu stai în ascunderea lucrurilor. Iar slavă împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvânteze. De obicei nu postez duminica sau e rar să postez duminica. Nu o să am o proteină lungă. Am avut sâmbătă și pentru astăzi. Dar am vrut să mulțumesc lui Dumnezeu împreună cu tine pentru acest nou an. Și este un soare frumos aici, la Brașov. Așa, mai vizitat Brașov, cei care nu stat pe aici. Dar cred că este și soarele frumos unde stai tu. Tata Ceres, mulțumesc pentru acest nou an în care am intrat și un nou an înseamnă o nouă poartă de oportunități care se pot deschide pentru fiecare dintre noi dacă te cautăm mai întâi. De aceea mă rog, tata, să mă ajut, să ajut pe fratele meu, să nu ratăm lucrurile care le-ai pregătit pentru fiecare dintre noi în acest an. Să fim atent, să fim înțelept și să cautăm mai întâi împărăție. Îți mulțumesc. Amin. Pace. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sper, Scriptura spune, noi suntem transformați și schimbați din slavă în slavă. Mă rog, sper, aștept că în acest an, slava acestui an să fie mai mare decât slava anului trecut. Cel puțin e ceea ce am în inima mea, ceea ce aștept, ceea ce caut, nu știu pentru tine, dar dacă nu știi asta, ți-l reamintesc. În planul lui Dumnezeu, acest nou an în care a intrat, e ca să descoperi, să intri într-o altă dimensiune de slavă, mai mare. Acum, va depinde de fiecare dintre noi, dacă vom fi ca proști din vechime, niște cautători. Petru spune, și e textul care o să citești și o să închei gândul. Petru spune în epistola sa, imediat găsesc, așa, cred că imediat o găsesc textul. Gata, l-am găsit. Deci, Biblia spune 1 Petru 10, prorocii care au prorocit despre harul care era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Vrei să descoperi sau să experimentezi o slavă mai mare în acest an? Fa din această mântuire țintă, cercetări și căutări serioase. Dumnezeu să te binecuvinteze.